Vi-l mai amintiți pe băiatul ăsta care n-a zis absolut nimic în 2 minute de clip despre mine? Ei, a văzut răspunsul meu și a revenit cu un alt clip. Iată ce minunăție am mai zis de data asta. Te salut, domnule fără păr pe cap. Mi-am făcut timp pentru tine să-ți răspund la videoclipul pe care l-ai postat, așa cum ți-am promis. În primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru că ai trimis, nu știu, 200 sau 300 de analfabezi la tine din listă să urmărească videoclipul pe care l-am postat. Nu știu dacă știi, dar mie îmi sunt plătite vizualizările de pe TikTok și pentru asta chiar vreau să-ți mulțumesc pentru că m-ai ajutat cu câteva vizualizări în plus. 2. M-ai făcut și prost și sărac, în 10 feluri. Ai spus că dacă e să o luăm pe realizări, ești mult mai realizat decât mine. Bă, frate, ce să zic, bravo ție, felicitări. Dar nu știu de unde știi tu cât de realizat sunt eu, pentru că eu n-am de unde să știu cât ești tu de realizat. Și nici nu mă interesează cel puțin chestia asta. Iar 3, pe mine nu mă interesează nici de Messi, nici de Ronaldo, pentru că eu nu trăiesc ca voi în fața unui calculator și stau toată ziua pe internet și vă certați între voi care este mai bun, Messi sau Ronaldo. Ăia iau milioane de euro și voi rămâneți toți săraci și cu burta goală. Iar cât despre comentariile care le-au scris băieții de la tine, crede-mă că am dat pe internet, pe Google Translate, am încercat să le traduc în japoneză, în chineză și nu am reușit să înțeleg absolut din ceea ce au scris. Să nu mai zicem că majoritatea erau copii de 12-13 ani și de aia nu mi-am pus mintea cu ei. Iar dacă e să comparăm conținuturile noastre de pe TikTok, chiar m-am uitat puțin pe profilul tău, tu tot ceea ce ai făcut până acum pe TikTok a fost decât să te critici pe alții. Vii, te pui în fața ecranului și zici, a, copii, astăzi facem, haide să aflăm dacă Real Madrid merita toate cele 14 Champions League-uri. A, haide să facem dacă Ronaldo merita toate cele 6 sau 7 baloane de aur. Și așa mai departe. Bă, frate, tu nu ești în măsură să-ți dai cu părerea despre chestiile astea. Despre chestia asta trebuie să-și dea comentatorii mari și arbitrii și așa mai departe. Nu tu, frate, dacă merita Real cele 14 Champions League-uri și așa mai departe. Tu dacă chiar nu ai de lucru și te plictisești așa tare pe internet, poți veni la mine, îți dau să mulgi o cățea, îți dau să mulgi o oaie, o vacă, îți dau să mulgi un măgar. Te pun la treabă, frate, să-ți câștigi bani. Nu mai sta și pierde timp așa iurea pe TikTok. Iar acum că tot m-ai făcut și prost și sărac, uite, am o propunere pentru tine. Dacă ești de acord, haide să facem un videoclip fiecare pentru gala LXF. Și să participăm noi doi amândoi într-o gală, în gala următoare care vine, spui câți bani îți trebuie, punem atâția bani fiecare și facem o luptă așa frumoasă și cinstită. Pentru că eu chiar vreau să mă lupt și uite că nu aveam cu cine. Și uite că te-am găsit pe tine, frate. Ce să zic, tu ești cu facultățile, cu alea, cu... Ai zis că eu sunt incult, spro și așa mai departe. Eu sunt frate de asta cu zidării, cu lopeți, cu furci, cu de-astea. Uite aici palmele mele, vezi cum sunt. Dacă te ține mușchiul, acceptă provocarea asta și ce să zic, să-ți dea Dumnezeu numai bine. Te-am pupat. Măi, cătă inimioară, nu cred sincer că ți-a luat atât să faci un alt clip și mai lipsit de substanță decât prim. O să-ți răspund cât de prietenește pot că m-am lămurit de intențiile tale. Oricum, e ultimul clip pe care o să-l fac în dialogul ăsta. Dar o să te rog să fii foarte, foarte atent la lucrurile pe care le zic, că poate, cine știe, o să mai cauți ceartă și cu alți oameni de pe internet. Și poate la ei nu o să mai bagi lucruri de la tine în lipsă de argumente. Îmi imaginez că ți-e greu să recunoști că nu ai dreptate, dar măcar iate de lucruri pe care chiar le-am zis, nu inventatul lucruri pe care să mi le atribui. Dar hai să o luăm pe rând cu afirmațiile tale. Mai întâi, faptul că ai continuat cu expresia domnul fără păr pe cap după ce ți-am demontat-o arată câte idei ai. Bine măcar că ai renunțat la șapcă, încet încet evoluăm, ci că ți-am trimis 300 de analfabeți din listă să-ți comenteze. Nu, prietene, oamenii care mă urmăresc sunt în stare să își exprime o opinie și singuri. De asta nici măcar nu te-am menționat. Și de fapt, asta promovez eu în majoritatea clipurilor pe care le pun. Libertatea de opinie. Dar ce ai făcut tu aici e josnic. Și treaba asta poți să o iei ca pe un sfat. Niciodată când te mai ceri tu cu cineva pe internet, nu dai în comunitatea celuilalt. Eu n-am zis nimic de urmăritorii tăi. Și ca să-mi apăr comunitatea, e cam mult din partea ta să îi faci analfabeți cât timp tu folosești expresii ca albitri, ca n-am reușit să înțeleg absolut, ca tot ce ai făcut a fost decât să-i critici pe alții, ca ideea, frate-to, atât s-a putut, să-i, și lista poate continua. Ai zis că ai încercat să traduci comentariile în chineză ca să le înțelegi. Eu zic să încep cu româna, că mai ai de lucru aici. Și să nu mai menționez faptul că ai oprit comentariile. Păi dacă erau comentarii de la analfabeți, puteai să le lași, ca să vadă toată lumea analfabeți. Dar probabil oamenii îți dădeau motive pentru care ai greșit și ți-a fost greu să accepti. Folosești mai încolo cuvântul cinstit. Cinstit ar fi fost să nu te iei de niște oameni care urmăresc pe altcineva doar pentru că nu înțelegi tu content. Nu mai vorbi de cinste când tu cauți ceartă. Acum să trecem la argumente sau mai degrabă la lipsa lor, că te-am făcut prost și sărac. Bă, nu, eu doar am răspuns la un clip în care tu te-ai luat de mine primul. Ce credeai că se va întâmpla când jignești pe cineva pe internet? Că o să accepte și gata? Dar eu nu te-am făcut nicăieri prost.
poate slab informat în ceea ce privește fotbalul și asta se vede. Asta nu e o jignire, că poți oricând să te informezi. Iar pe asta cu săracul, ai băgat-o total de la tine. Din nou, îmi imaginez că ți-e greu când nu ai argumente. Logică 1, cătă inimioară 0. Că am mai zis că-s mai realizat decât tine. Da, am zis, dar nu de nicăieri, ci pentru că în clipul tău inițial ai zis că tot ce am realizat eu în viață a fost să sparg semințe și să beau bere. Și tot tu continui spunând că nu știi ce realizări am eu în viață și că nu te interesează. Păi dacă nu-mi știi realizările, de ce ai vorbit de ele în primul rând? Logică 2, cătă inimioară 0. Ai mai zis că nu te interesează de Messi și de Ronaldo. Păi, din nou, de ce ai început cearta fix de la lucrul ăsta? Logică 3. Cătă inimioară 0. Ci că tu nu trăiești în fața unui calculator și că noi ăștia care urmărim fotbalul doar ne certăm pe internet. Prietene, tu ai început aici cearta. Pe internet. De la fotbal. Logică 4. Cătă inimioară 0. Ci că ăia câștigă milioane de euro, iar noi rămânem săraci și cu burta goală. Iar te iei de comunitatea iurea? E clar că nu înțelegi pasiunea pentru fotbal, ca să nu mai zic că dacă la început s-ar fi luat apărarea niște fani Ronaldo, acum practic dai în ei. Ce zici tu e că ești clar superior fanilor fotbal. Îi jignești și dacă vin oamenii înapoi și îți comentează, tot tu te superi și îi faci analfabeți. Nici nu o să punctezi aici logica, chiar n-are sens. Și dacă de comunitate te-ai luat, parcă era păcat să nu te iei și de contentul meu. Clasic, cum ziceam la început, când nu ai ce să zici pe subiect, te legi de alte lucruri. Căci că tot ce fac eu e critică. Bă, și dacă era doar critică, aveam voie să fac ce vreau eu. Dar în mare parte, contentul meu e doar analiză. Poți să dai un search pe Google să vezi care e diferența între astea două. Ci că m-am luat de Ronaldo că nu merita alea 7 baloane de aur. În primul rând, are 5. În al doilea rând, n-am făcut niciun clip despre asta, iar bași de la tine. Ci că m-am luat de Real că dacă meritau alea 14 Champions League-uri. Dacă te-ai fi uitat la clip, ai fi văzut că am zis că da, le meritau. Dar cred că așa te uiți tu pe internet la chestii, citești doar titlurile. Logică 5, cătă inimioară 0. Ci că eu nu sunt în măsură să vorbesc despre fotbal. Cine decide asta? Tu? Joc fotbal de când mă știu. Mă uit la fotbal de când mă știu. Dar chiar dacă nu făceam astea, tot aveam dreptul să vorbesc despre ce vreau eu. Că dacă luăm în calcul încercarea ta de idee, hai să o aplicăm pe conținutul tău. Am văzut că faci și scenete. N-ai voie. Doar actorii sunt în măsură să facă asta. Am văzut că dai sfaturi de viață. N-ai voie. Doar filozofii sunt în măsură să facă asta. Am văzut că ai content legat de mașini. N-ai voie, doar mecanicii sunt în măsură să facă asta. Am văzut că spui bancuri, din nou, doar comedianții sunt în măsură să facă asta. Am văzut că vorbești de religie. N-ai voie, doar preoții sunt în măsură să facă asta. Vezi cum te contrazici singur. Poți să faci conținut despre ce vrei tu pe internet. Important e să o faci bine. Și faptul că am adunat câți urmăritori am adunat eu până acum, e dovadă că o fac bine. Dacă eu nu sunt în măsură să vorbesc despre fotbal, în mod clar, tu nu ești în măsură să vorbești despre alții. Logică 6, cătă inimioară 0. Ci că dacă n-am de muncă să vin să-mi dai tu. Păi stai, nu stabilisem deja că nu ești tu în măsură să vorbești despre alții? Vezi tu, e o diferență mare între noi doi, că și eu tot de la țară vin. Am fost la sapă toată copilăria. Am dat numai la lopată vreo 3 ani când am terminat liceul. Dar am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să-mi depășesc condiția și să ies de acolo. Și am ajuns la nivelul la care pot să fac banii mai ușor. Nu toată lumea e nevoită să mulgă măgarul sau ce ai mai zis tu că faci la fermă ca să-și facă bani. De unde ai tras tu concluzia că eu n-am de muncă și că eu doar stau pe internet, nu știu. Dar o să zic doar atât. Eu am fost unde ești tu acum și știu să fac lucrurile alea. Știu ce e munca fizică și sunt în stare să o fac. Am avut și eu palmele cu bătături mult timp, stai tu liniștit. Am un respect enorm pentru muncă și pentru oamenii muncitori. Dar tu n-ai făcut lucrurile pe care le-am făcut eu după ce am ieșit de acolo și nici nu cred că ești în stare. Așa că poți să continui tu la nesfârșit să vorbești aiurea pe internet despre oameni pe care nu-i cunoști. Logică 7, cătă inimioară 0. Ia uite, ce să vezi, te-a bătut logica de vreo 7 ori. Gen, de câte ori a luat Messi balonul de aur. Iar la final, m-ai făcut să râd. Ci că mă provoci la Eriksen. Ia auzi, deci dacă nu poți să-mi arăți că ai dreptate cu argumente, hai să ne batem, nu? Că asta o să demonstreze ce, prietene, fiecare se bazează pe ce stăpânește mai bine. Eu lucrez cu creierul. Plus că sunt total antiviolent, dar probabil tu așa ai gândit-o de la început. Mă iau de ăsta, el răspunde, după care îl provoc la bătaie. Mi se pare nu că ridicol, mi se pare absolut penibil că în 2023 unii oameni încă au impresia că o contradicție de pe internet se rezolvă cu pumni. Da, stai puțin. Acolo nu ar trebui să se bată luptători profesioniști? Iartă-mă, conform spuselor tale, nu ești tu în măsură să te bagi în sportul ăsta. Logică 8, cătă inimioară 0. Ci că să zic câți bani îmi trebuie. De la tine clar niciunul. Sunt în stare să fac banii ăia și altfel.
Dar dacă tot rezumăm discuția la bani, nu există sumă în lumea asta care să mă facă să cobor la nivelul ăla. Și mai zici că eu sunt cu facultățile cu alea. Din nou, în 2023, în România, încă există oameni care fac shaming altora pentru că au făcut studii. Na. Și că de mult vrei să te bați cu cineva și nu aveai cu cine. Cred că cel mai greu adversar pentru tine rămâne manualul de limba română. În rest, multă sănătate și ție, că eu nu port pică nimănui. Dar dacă chiar vrei să dai dovadă de bărbăție pe internet, data viitoare când te iei de cineva în mod gratuit și te bate cu propriile argumente, păi asumă-ți ce ai zis în mod public. Nu sări la bătaie în secunda 2, că asta arată că doar de atât ești în stare. Și eu cred că poți mai mult. Sau nu? Cam ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Ca de fiecare dată, dacă vreți să susțineți acest canal, sunt tot felul de link-uri sau butoane pe sub clip. Oamenii care apar în lista asta le-au apăsat deja și trebuie să le mulțumesc. Eu nu vă mai rețin, până data viitoare, să fiți cu minți, hai pa!